Bună ziua tuturor, spuneți când suntem gata. E bine? Dragi cetățeni, vă mulțumim că ați ieșit la vot, că v-ați exprimat alegerea pentru primarii și consilierii care vor conduce localitățile noastre. Este adevărat că alegerile locale sunt despre oamenii comunității, dar sunt și despre puterea echipelor. Iar echipa PAS, echipa Europa, a mers în toate satele Moldovei și a muncit unit pentru a convinge locuitorii țării că Moldova, cu satele și orașele noastre frumoase, merită să aibă aceleași condiții de trai ca în Europa. Că moldovenii merită să trăiască acasă, așa cum se trăiește în Uniunea Europeană. PAS a arătat că suntem o echipă puternică la nivel local. Primarii PAS au obținut sprijinul oamenilor pentru calea europeană în peste 390 de localități. 244 de primari PAS au câștigat din primul tur, iar 153 merg în turul 2 al alegerilor locale. În 19 raioane, PAS, echipa Europa, este pe primul loc în susținerea oamenilor. În Consiliul Municipal Chișinău vom avea o fracțiune puternică, 20 de consilieri municipali vor lupta pentru un oraș european. Le mulțumesc pentru că au oferit un vot ferm și decisiv dezvoltării europene a Moldovii locuitorilor din satele Costești, Corlăteni, Slobozia Mare, Peresecina, Vâlcineț, Mândrești, Hârtop, Stepsoci, Corjăuți, Mingir, Mândic, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Zăbriceni, Sadaclia, orașele Cimișlia, Ialoveni, Sângerei. Noi ne vom îndeplini datoria și ne vom respecta angajamentele. În 19 raioane, oamenii au dat un mesaj pro-european pentru consiliile raionale. La Florești, Sângerei, Rezina, Ungheni, Telenești, Orhei, Călăraș, Nisporeni, Strășeni, Hâncești, Ialoveni, Criuleni, Anenii Noi, Leova, Cimișlia, Căușeni, Ștefan Vodă, Cantemir și Cahul. Îmi exprim recunoștința pentru fiecare vot acordat candidaților pro-europeni. Este nevoie să facem coaliții pro-europene în cât mai multe raioane și sate. Să lucrăm împreună pentru ca toți moldovenii să aibă condiții mai bune de trai. Europa a câștigat în Moldova în majoritatea localităților. Acum este nevoie să ne apucăm de lucru și să aducem cu adevărat nivelul european de trai acasă. Partidul Acțiune și Solidaritate a muncit într-o campanie dificilă, cu un amestec fără precedent din partea unei țări străine în treburile noastre interne, cu bani murdari și cu propagandă care a semănat neîncredere în societate. Kremlinul și forțele pro-ruse au aruncat tot ce au putut în această campanie. Au mizat pe grupări criminale, dar și pe forțe politice deghizate în pro-europene și democrați. În ciuda acestei imixtiuni fără precedent a unui stat străin, PAS și echipele europene de candidați au obținut cel mai bun rezultat pe țară. Am fi vrut să avem și un Chișinău condus de un primar european cu adevărat. Însă respectăm alegerea chișinăuienilor, vom învăța din acest vot și vom munci și mai mult ca să câștigăm încrederea oamenilor. Le mulțumim echipilor din toate sectoarele municipiului și din suburbii pentru munca imensă depusă, pentru o campanie corectă și pentru fiecare zi muncită alături de echipe. Chișinăuienii ne-au oferit susținerea pentru a proteja orașul în Consiliul Municipal.
84.614 cetățeni au votat pentru ca în Consiliul Municipal să avem o echipă PAS mai puternică. Cei 20 de consilieri PAS vor supraveghea alături de societatea civilă toate acțiunile din primărie și nu vor tolera nicio decizie care să submineze parcursul european. Vom vota și vom propune, ca de fiecare dată, proiecte bune pentru capitală. Dar vom fi cu ochii pe primarul pro-Kremlin și pe orice hoție pusă la cale de acesta. Înțelegem că avem mult de lucru și multe provocări în față. Știm că mereu se poate mai bine, mai mult. Totodată, sprijinul oamenilor și dedicația cu care echipele noastre au muncit și vor continua să muncească pentru a avea Europa acasă, ne fac mândri de Moldova și încrezători că vom reuși. Lupta pentru valorile importante, independență, democrație, libertate, nu a fost niciodată ușoară. Însă atât timp cât știm că care ne este calea și unde mergem, sunt sigur că vom reuși. Dragi susținători PAS, vă mulțumim pentru efortul imens depus în fiecare sat, oricât de mic și în orașele mari. Vă mulțumim pentru optimismul pe care l-am văzut în ochii voștri atunci când ne-am văzut la nord, la sud, în orice întâlniri din campanie. Vă mulțumesc că ați continuat să mergeți din poartă în poartă pentru a vorbi cu moldovenii despre lucrurile pe care le vrea PAS pentru toți noi. Lucruri firești, apă și canalizare, școli și grădinițe bune pentru copiii noștri, drumuri bune, comunități în care domnește buna înțelegere. Doar cu implicarea voastră, echipa Europa a reușit să transmită mesajul nostru puternic în toată Moldova. Haideți să continuăm. Munca noastră poate face diferența în modul în care trăiesc locuitorii țării noastre. Nu avem prea mult timp la dispoziție să ne odihnim. Peste 2 săptămâni este important ca vocea pro-europeană să câștige în cele 153 de primării, unde PAS merge în turul 2. Echipele noastre din Șoldănești, Ungheni, Călăraș, Nisporeni, Cantemir, Florești au nevoie de sprijinul nostru. Să ne unim, prieteni, și să muncim pentru orașele și satele noastre frumoase. Mergem înainte spre o Moldovă europeană. Vă mulțumesc și sunt la dispoziția noastră. Domnule Prosu, regretați rezultatul candidatului voastră pentru primăria Capitalei? În politică este important să recunoști rezultatul și votul cetățenilor. Noi îl recunoaștem. Noi am primit acest vot ca atare. Pentru noi înseamnă că trebuie să muncim mai mult, să fim mai convingători. Mai înseamnă că cele 20 de locuri în Consiliul Municipal înseamnă o mare responsabilitate și un mandat de a sta cu ochii pe acest reprezentant al Kremlinului, care din păcate a reușit să se deghizeze puțin în pro-european și de a nu-i permite să facă hoții și să implementeze tot felul de așa numite proiecte care nu au nimic comun cu parcursul nostru european. Noi o să fim acolo prezenți, o să fim vocali și o să indicăm de fiecare dată la toate schemele și toate matrapazlăcurile pe care acest om n-are cum să nu le facă. Aseară, toată lumea se arăta sigură de faptul că a existat un tur 2, inclusiv dumneavoastră, inclusiv domnul Carp. Până la urmă, rezultatele au arătat altfel. Vreau să vă întreb, cum credeți, unde nu a făcut suficient PAS ca candidatul cel puțin să ajungă în tur 2? Tot timpul este loc într-o mai bine, evident. Diferența este foarte mică, a fost foarte mică, ați văzut și dumneavoastră. Probabil ar fi trebuit să muncim mai mult și acum noi nu căutăm să găsim vinoveți în altă parte. Noi facem concluziile noastre. Am muncit mult, a fost multă dedicație, multă implicare.
dar rezultatul înseamnă, ne indică că trebuie să fim și mai bine mobilizați și mai bine prezenți în sectoare, în suburbii și noi promitem că o să facem lucrul ăsta. Și domnul Carp, unde este? De ce nu vedem alături? Este alături de noi, o să-l auziți, o să fie implicat foarte mult în tot ce înseamnă primăria Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău. Noi nu o să lăsăm ca acest specimen a Kremlinului împreună cu rudele lui din diferite partide în pro-Rusie să profaneze ideea pro-europeană. O să insistăm, o să cerem transparență, o să scoatem pe față toate încercările de a mai mușamaliza ceva, de a cosmetiza, pentru că el cu cosmetizatul se ocupă, nu cu implementarea proiectelor serioase. O să stăm pe capul lui, în sfârșit, poate podul ăsta de la Mihai Viteazu, care dăună străceam pe acolo și tocmai 7 mucitori erau. Asta multe erau, da? Probabil o echipă trece pe alături și i-am coincis, s-au intersectat acolo. Și multe, multe alte proiecte, așa că, da, ca orașul ăsta, într-adevăr, să merite sau să ajungă să fie o capitală europeană, capitală în care să miroase frumos, să fie plăcut, să te plimbi și să primești oaspeți. Asta vrem să facem și asta o să facem. Da, pe data din 19 noiembrie, toată lumea, turul 2, avem 153 de colegi care trebuie susținuți, ajutați, o să fim alături de ei. O să mergem în sat, în orașe și neapărat o să obținem o victorie frumoasă. Mersi mult, cu Doamne ajută, înainte! Mersi! Mersi, colegi! O zi bună!